abordăm astăzi o ramură a medicinii despre care mai puțină lume cunoaște, și anume medicina legală. Pentru unii este o meserie înspăimântătoare, iar cei care o profesează cu sânge rece o văd extrem de captivant. Aflăm detalii neștiute despre profesioniștii care scot adevărul la lumină. Colega noastră, Marianna Roller, a vizitat Centrul de Medicină Legală din Capitală și ne aduce imagini și informații despre activitatea medicilor legiști. În premieră! Centrul de Medicină Legală este unica instituție în Republica Moldova care are misiunea de a contribui la înfăptuirea justiției prin explicarea unor fenomene medicale și biologice în procesul investigării diferitor crime comise împotriva sănătății și vieții omului. La ziua de astăzi, în cadrul Centrului de Medicină Legală, sunt încadrați circa 85 de specialiști medici-legiști implicați în activitatea în 24 subdiviziuni teritoriale și 6 cu statut republican. Ne aflăm în secția tanatologie, unde sunt îndreptate cadavrele în baza ordonanței dispuse de organ de urmărire penală, atât procurori, cât și primitierile judecătorești. Secția dată se ocupă de stabilirea cauzei decesului, prezenței leziunilor corporale, stabilirea gradului de alcoolemie, prelevarea probelor care ulterior se transmit în laborator. Secția se ocupă de examinarea cadavrelor. Dumneavoastră acum sunteți în secția de toxicologie a Centrului de Medicină Legală. Aici noi ocupăm cu analize toxicologice ale probelor biologice de origine umană. Organe, sânge, urină. Ca un exemplu, a întâmplat accident rutier, organ de urmărire penală se adresează la noi pentru a afla informația dacă șoferul care este considerat ca o persoană vinovată pentru acest accident, dacă e consumat înainte de conducerea vehiculului. Deseori, în cadrul autopsiei, nu sunt observate modificările sau leziunile patologice cu ochiul liber. Și pentru aceasta este necesară investigația histologică. Ne axăm pe stabilirea vechimii leziunilor corporale, de când a fost produsă leziunea până când a decedat victima dată. Și asta este foarte important pentru o anchetă, pentru a consolida căutările lor în descoperirea infracțiunilor. Мы находимся в отделении судебно-медицинской биологии. Эксперты нашего отделения занимаются исследованием вещественных доказательств по делам об убийствах, изнасилованиях, тяжких телесных повреждениях, кражах, детоубийствах. Мы исследуем экспертизы по исключению установлению отцовства и некоторые другие виды исследований. Здесь вы можете видеть образцы, набранные от потерпевших, подозреваемых. Также вещдоки, изъятые на месте происшествия, некоторые виды, которые проходят здесь предварительную сушку, потом они архивируются в архиве отделения. Am ales să fiu expert judiciar medico-legal încă din băncile școlare, pentru că mereu mă copleșa curiozitatea și interesul față de anumite fenomene. Mereu căutam explicații pentru unele procese ce au loc în organismul uman în diferite situații. Nu este ușor niciun domeniu în medicină, plus la toate impactul emoțional, vrem noi, nu vrem, el își lasă amprentă. Este arderea aceasta profesională, din punct de vedere psihologic, da, te apasă, nu e chiar așa de simplu. Я считаю, что всем экспертам тяжело работать постольку, поскольку от, в конечном итоге от заключения эксперта зависит судьба человека. Să vezi toate lucrurile macabre făcute de om pe lumea aceasta nu este un lucru ușor. Este o profesie ce implică o presiune emoțională constantă, dar și o meserie care implică și riscuri pentru sănătate, pentru că medicii legiști își desfășoară activitatea în epicentrul focarelor de infecții. Ei nu pot să refuze expertiza cadavrului sub nicio formă, fie că vorba de COVID sau alte patologii precum hepatitele sau SIDA, care la fel sunt periculoase și contagioase.